cinice vezi scăzuți. De a fi poruncitor, poruncitor celor mici stăpânitori. Hei!
Beyond the
și scafandru pentru admiratoare. Noi cascade cadru cu cadru dispermântătoare, strălucire, pas și culoare, aur și belșug. Totul nu-i decât un vicleșug. Care bună oară, ne știi coboară, s-o copit că urcă, unul ce se surpă. We'll be right back.
Bună seara și vă mulțumim că sunteți din nou alături de noi. Pe undeva această atmosferă ne amintește ușor, ușor de arenele romane. We'll be right back.
V-am păcălit, dumneavoastră meritați aceste aplauze. Haideți, scoateți ceva fraților din peaulă. Să sună cel mai tare în fama veche în seara asta. 1, 2, 3, hop!
În spate nu-l vede nimeni, să sperăm că-l simte. Roșu Ovidiu, gitară bas Marcel Breazu, Leontin Iovan la tobe, Tiberiu Pop, claviator, și Călin Pop, subsonatul. Adică celelalte cuvinte, nu? Ce-o fi oare? Nu să vis, ce s-a zis în dar cu ceptări rugăniți în savar. Hey! Iar vă pripăr pe obrajie și pe ochii căprui ce plângeau la zei.
într-un fel, după mulți ani de pauză, deși au mai fost câteva concerte, mă refer la promovarea noului album NOS, după 7 ani de pauză, după ispita. A fost o pauză pentru voi, Marcel? Nu neapărat o pauză, noi am muncit în continuare, avem în afară de NOS, mai avem și alt material. Noi am continuat să lucrăm, nu am făcut nicio pauză. Ați fost atenți la ce s-a întâmplat atât timp cât, deși voi totuși ați mai concertat, dar nu ați scos un album oficial pe piață, Călin. La ce s-a mai întâmplat cu scena rock, firește, din România? Noi am urmărit cam ce se întâmplă, dar scena rock a mai scăzut puțin și ne-am orientat numai spre, după cum spunea și în alte interviuri, numai spre cântările bine organizate și de gen. Există un mesaj pentru NOS? Este o întrebare care a mai fost pusă, sigur. Sunt inițialele care apar pe albumul vostru. În acest context, mesajul potrivește foarte bine. Nouă ne place ceea ce este natural și nici de cum artificial. Deci ne-ar place ca vama veche să rămână la fel de naturală cum este acum. Deci sunteți în elementul vostru aici. Da, se potrivește cu spiritul liber. O să-l întreb și pe Ovidiu dacă a ascultat câteva din trupele care au evoluat înaintea voastră. Am ascultat și foarte tare mi-a plăcut Luna Amară. Deci e ceva nou, o mișcare nouă și băieții cântă foarte bine și cred că e un drum foarte bun pe care merg. Tino, crezi că există un nou val, nu știu în ce măsură asculți trupele din underground, crezi că există un nou val al rock-ului românesc? Sigur că există și trebuie să existe, pentru că trebuie să mergem înainte. Muzica rock nu s-a inventat la noi, dar putem să și trebuie să facem să o aducem acolo unde este locul. Mulți spun că avem mai mulți claviaturiști decât în noul val decât chitariști. Ai ținut legătura cu vreunul dintre ei? Nu, în mod special. Am văzut de modul meu de a mă exprima, de a găsi noi modalități de utilizare a tehnicii de calcul și de sinteză care are o dinamică extraordinară. Cu problemuțele ei, chiar și acum în cântarea asta am avut un mic incident. Sper că a trecut neobservat, să zic așa. Dar până la urmă a funcționat totul bine și a ieșit cântarea cum trebuie. Căline, ce urmează pentru cealaltă cuvinte în viitorul apropiat? Și concerte și înregistrări? Pentru că Marcel a scăpat o vorbă că în înregistrări aveți și alte piese sau poate chiar un alt album. Nu, noi pregătim un album, dar n-aș vrea să spun de acum că pregătim, ca lumea să aștepte imediat. Probabil va dura ceva timp, sper că nu tot atâta cât a fost până acum. Depinde și de condițiile tehnice, pentru că în ziua de azi se știe foarte bine că trupele trebuie să-și pregătească singure, prin propriile mijloace de înregistrări, albumele. Așa s-au învățat casele producătoare. Probabil va fi un album nou. Vă mulțumesc mult și pentru concertul din această seară. În numele postului TVR2, mai cu seamă că eu în ultimul timp am lucrat la documentare cu voi și mai puțin la concerte de actualitate. Cu multă plăcere și să fiți iubiți. Iar noi ne pregătim pentru următorul recital, Stuffstock 2004, Iris for Motion. Te bun găsit, Călin. Și haideți să-mi spui pentru început ce înseamnă pentru celelalte cuvinte o cântare la o întrunire de motocicliști. Bine te-am găsit. Ce să spun, pentru noi este o premieră absolută, n-am mai cântat până acum la aceste manifestări. Am mai fost chemați, este drept, dar așa a fost să fie, să venim aici pentru prima oară. Este un prilej de a simți, cum să spun, spiritul liber. Și oarecum, zic, și cred că nu oarecum, ci mult mai bine se asociază cu muzica rock și spiritul motociclismului. Asta e părerea mea și, nu știu, simțim așa o apropiere față de spiritele motocicliștilor. Spune-mi, cum se face de n-ați cântat niciodată până acum la o întâlnire de motocicliști, ținând cont de faptul că în Transilvania sunt destul de multe astfel de evenimente. Nu știu, sincer să fiu, și pe mine mă miră de ce am mai fost chemați, repet, și pot să spun acest lucru, bineînțeles, la Timișoara, dar nu s-a mai revenit ulterior cu un telefon, printr-un intermediar, deci nu direct chiar ei. Așa a fost să fie, nu știu de ce. Poate că
de acum încoace vom mai fi invitați și de cei de acolo. Ok, hai să vorbim puțin. Ce mai face Celelalte Cuvinte? A scos un album în urmă cu câteva luni. Între timp, putem să spunem că este chiar o premieră. Ați mai făcut și un videoclip așa după foarte mulți ani. Ce mai face Celelalte Cuvinte în acest moment? Păi, acum, la ora actuală, în afară de această mișcare, ne pregătim de Stufstock, de festivalul de la Vama Veche. Și ușor începem să compunem pentru un material care, știu eu, peste 2-3 ani, sperăm că nu mai mult, să apară pe piață. Și probabil că, cum să spun, această spargere de gheață va fi un bun augur și pentru alte videoclipuri sau alt videoclip. În același timp, țin să spun faptul că cei care s-au obișnuit cu Celelalte Cuvinte trebuie să se obișnuiască mereu, că fiecare album este altceva. Deci, mulți au așteptat mult albumul acesta, o parte din cei care au servit, să spunem, cu foarte mult metal, au fost oarecum contrariați că n-a fost album metal, că a fost un album prea liniștit, că nu știu ce. Nu pot să spun la fel și despre următoarele, dar păstrez secretul în mod intenționat. Și ultima întrebare este legată de prezența voastră de la această ediție Pro Bikers Party. Ați pregătit un playlist special sau pur și simplu cântați playlistul pe care voi îl aveți de fiecare dată în orice ocazie? Sincer să fiu, noi am simțit nevoia de schimbarea playlistului puțin, nu neapărat pentru aceasta, dar s-a nimerit să fie mai potrivit pentru aceasta, pentru că am vrut să mai băgăm la Naftalină niște piese care, vechi, care le-am cântat până acum și scoatem alte piese tot de la Naftalină. Deci probabil că sunt mai puțin mai dinamice o parte din piese, adică am mai scos, mai ales din albumul Armageddon, care întâmplător se potrivește cu această mișcare. Deci oricum playlistul a fost făcut înainte de a fi această mișcare. Ok, îți mulțumesc mult de tot și baftă în continuare. Salut, sunt Călin Pop de la Celelalte Cuvinte și urmăriți Rock Zone pe MTV și să știți că suntem întru totul alături de voi. We'll be right back.
lipsă de noi. Dispreitat